Oana Roman a câștigat o luptă, dar nu războiul. A ajuns cu fostul soț, Marius Elisei, în instanță. Și-a jucat ultima carte în speranța că va primi banii de pensie alimentară ce îi se cuvin fiiceilor. Și doar așa a reușit. Oana spune că de voie bună Marius n-a vrut să dea niciun leu și doar prin instanță a putut rezolva această problemă. Însă nemulțumirile ei nu se opresc aici. Nu are multe, multe lucruri să-i reproșeze lui Marius, însă cel mai grav aspect este legat tot de fiica lor. Roman și Marius Elisei nu mai formează un cuplu deja de ceva vreme. Au divorțat oficial în urmă cu aproximativ 3 ani. Au mai încercat odată să facă lucrurile să meargă. S-au împăcat și au continuat să formeze un cuplu până în toamna anului trecut, când amorul s-a stins definitiv, iar de atunci relațiile dintre ei s-au deteriorat foarte mult. Căile de comunicare s-au cam închis, iar Oana s-a plâns în repetate rânduri că nu a mai ajuns cu fostul soț la un numitor comun. El a început o nouă relație și s-a afișat cu noua cucerire. A dat practic de înțeles că nu mai există șanse de împăcare între el și Oana Roman. Relația lor va rămâne însă una eternă prin fiica lor Isabela și spune că a sperat ca relațiile să rămână civilizate. N-a fost să fie însă. El nu o caută așa cum ar trebui. Este același răspuns pe care îl dau de un an și jumătate. Nu s-a schimbat absolut nimic. Cea mai mare supărare a Oanei a fost că Marius Elisei nu s-a mai implicat în viața Isabelei și nu a asigurat nici măcar pensia alimentară pe care era obligat să-i o ofere. Spune că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă. A încercat cu frumosul, dar niciun efort nu a dat roade. A recurs la artileria grea. Singurul lucru care s-a schimbat este că i-am cerut să plătească pensia alimentară modică pe care i-o datorează Isabelei. Și pentru că nu mi-a răspuns absolut deloc la niciunul din mesajele pe care i le-am dat pe mail, am hotărât să rezolv lucrurile pe cale legală. Lucru pe care l-am și făcut. Și pentru că acordul parental ține loc de titlu executoriu, am apelat la un executor judecătoresc care a rezolvat problema. Și am reușit să recuperez banii, adică toată pensia alimentară a Isabelei pe ultimii 3 ani. Situația nu i-a convenit nici ei absolut deloc și nu și-a dorit să se ajungă aici, dar nici cu mâinile în sân n-a mai putut sta. Sunt foarte mulțumită că am făcut lucrul acesta pentru că sunt niște bani cu care eu îi voi plăti Isabelei școala. Îi voi plăti niște activități, așa cum ar fi fost normal să se întâmple de bunăvoie. Nu s-a întâmplat de bunăvoie, s-a întâmplat obligat. Oana Roman nu s-ar fi gândit că se va ajunge aici în relația ei cu Marius Elisei, dar interesele copilului lor sunt mai presus de orice. Nu s-au găsit bani, dar a fost obligat să-i plătească, pentru că i s-a pus poprire și sechestru pe tot ce are. Executorul s-a ocupat, nu a fost nevoie de avocat. Și îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar dacă nu s-a putut altfel, a trebuit să-l oblig să-și îndeplinească obligațiile pentru care a semnat la notar. Referitor la bani, sunt doar 500 de lei pe lună, dar înmulțit cu 3 ani a fost o sumă din care pot să-i plătesc anumite lucruri. Oana Roman își dedică tot timpul fiicei ei și încearcă să-i ofere o copilărie frumoasă.